Doamnelor și domnilor, înainte de a începe ceremonia de semnare, vă invităm să vizionăm împreună testimoniale ale unor cetățeni care au beneficiat de compensații în perioada rece a anului, datorită suportului oferit de Guvernul Republicii Moldova și de Uniunea Europeană. Anul trecut, la fel ca și mulți alți cetățeni ai Republicii Moldova, am beneficiat de compensațiile pentru gazele naturale. Pentru electricitate și pentru gazul care a fost folosit la Aragaz. На центральное отопление, на газ и на электроэнергию. Помогло особенно на тепло, там были значительные суммы. Мизам pe un ajutor al partenerilor noștri din Uniunea Europeană. Ajutor care a venit tocmai la timp. Europa a fost lângă noi. Lucrul acesta a fost evident. Nu erau compensațiile, erau cheltuieli cu mult mai mari din familie. Datorită compensațiilor care le-am primit la căldură și la energie electrică, am ieșit cu brio din iarnă. A fost un ajutor nu numai pentru familia mea, dar și mai mulți cetățeni au beneficiat de această scutire. Спасибо, что вот дают эту компенсацию. Немножко нам тяжело платить за услуги, но спасибо вам за компенсацию. Тражем надежды, если не компенсация, когда кто-то весь кумпамуш, ар фи де дорит. Și acum, doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia de semnare a scrisorii de intenție privind amendamentul la acordul de finanțare privind contractul de consolidare a statului și rezilienței pentru Republica Moldova. Pentru Republica Moldova semnează domnul Dumitru Alaiba, vicepremier, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Pentru Comisia Europeană semnează domnul Hert-Jan Kopmann, director general al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind extinderea din cadrul Comisiei Europene. And now, ladies and gentlemen, it is being announced the signing of the letter of intent regarding the amendment to the State and Resilience Building Contract for the Republic of Moldova. For the Republic of Moldova, it is signed by Mr. Dumitru Alaiba, Deputy Prime Minister, Minister of Economic Development and Digitalization. For the European Commission, it is signed by Mr. Hert-Jan Kopmann, Director General of the European Commission's Director General for European Neighborhood and Enlargement Negotiations. Stimată doamnă președintă Maia Sandu, stimată doamnă președintă a Comisiei Europene Ursula von der Leyen, stimați colegi, urmează declarațiile de presă susținute cu prilejul vizitei la Chișinău a președintei Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen. Doamnă președintă, vă rugăm. Stimată doamnă președintă von der Leyen, dragă Ursula, mă bucur să ne vedem la Chișinău pentru a doua oară în acest an. Vizita dumneavoastră pentru noi este un semnal important de susținere pentru Republica Moldova și pentru parcursul ei european. Am avut o discuție foarte bună cu doamna președintă despre situația din Republica Moldova și despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Am reiterat că țara noastră, echipa noastră, face tot ce este în putință pentru a îndeplini toate angajamentele, pentru a începe negocierile de aderare cât mai curând posibil. Vă asigur, dragă președintă, și pe această cale, că toate instituțiile noastre sunt în mod plenar implicate în acest proces și că lucrăm cu toții, zi și noapte, pentru ca acest deziderat să devină cât de curând posibil, să devină realitate. Am spus-o și repet, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu este doar o alegere politică,
este singura cale de a ne proteja libertatea, pacea și democrația. Ieri am prezentat viziunea mea privind asigurarea securității Republicii Moldova. Am zis că dorința noastră de aderare la UE urmărește modernizarea și dezvoltarea economică a Moldovei, dar și garantarea securității energetice, cibernetice, informaționale și militare, securitatea tuturor cetățenilor noștri. Suntem puternici și în siguranță nu doar atunci când așteptăm și primim ajutor, ci atunci când contribuim la pacea și securitatea de pe continentul european. Recent, Republica Moldova a devenit stat participant la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Este un pas important în procesul nostru de integrare europeană. Suntem recunoscători pentru asistența de care am beneficiat în crizele cu care ne-am confruntat în trecut, iar acum suntem pregătiți nu doar să primim, ci și să oferim ajutor în timpul crizelor și dezastrelor naturale. Astfel, împreună, construim o Europa mai sigură, mai puternică. Astăzi, cu președinta von der Leyen, am discutat sprijinul continuu și consistent al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Am exprimat aprecierea noastră pentru propunerea Comisiei Europene de a crește asistența pentru țara noastră în cadrul revizuirii cadrului financiar multianual 2021-2027. De asemenea, apreciem pachetul de sprijin oferit de Comisia Europeană pentru a atenua impactul negativ pe care îl resimțim din cauza agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Țara noastră devine tot mai sigură datorită fondurilor europene din Facilitatea pentru Pace, care ne ajută să modernizăm sectorul de securitate. De asemenea, salut activitatea misiunii de parteneriat a Uniunii Europene cu Republica Moldova, mandatul căreia se concentrează pe creșterea capacităților noastre de a face față atacurilor hibride. Procesul de aderare la UE aduce tot mai multe beneficii concrete cetățenilor Republicii Moldova. Astăzi, 60% din exporturile noastre merg pe piața europeană. Moldova face parte din platforma comună a Uniunii Europene pentru achiziționarea gazelor, fapt ce înseamnă că putem accesa surse noi de gaze la prețuri competitive. Iar peste mai puțin de 3 luni, de la 1 ianuarie, vom vorbi mai ieftin la telefon atunci când vom călători în statele Uniunii Europene. Și vreau să-i mulțumesc doamnei președinte, care personal s-a implicat pentru ca acest lucru să fie posibil. Dacă vorbim despre energie, doresc să adresez sincere mulțumiri Comisiei Europene și dumneavoastră personal pentru sprijinul oferit oamenilor din Republica Moldova, îndeoseb celor cu venituri modeste, care au beneficiat de compensarea facturilor în ultimele două ierni și dumneavoastră ați putut vedea și câțiva beneficiari care v-au spus direct aceste aprecieri. Și mă bucur să putem anunța că până la sfârșitul acestui an vor fi debursate alte 105 milioane de euro destinate Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice. Sprijinul Uniunii Europene în acești ani grei a dovedit și dovedește în continuare că solidaritatea reprezintă temelia pe care s-a constituit și funcționează Uniunea Europeană. De aceea ne dorim foarte mult să facem parte din această Uniune, să ne alăturăm acestui proiect de pace și prosperitate comun, în care țările sunt solidare unele cu altele și să contribuim la promovarea valorilor noastre comune. În încheiere, vreau să reiterez faptul că la 21 mai în acest an, oamenii din țara noastră și moldovenii de peste hotarele țării și-au exprimat limpede și fără echivoc credința că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. În ciuda dificultăților, există o certitudine. Într-o bună zi, nu prea departe, vom adera la marea familie europeană. Iar pe acest drum mă bucur să știm că vă avem pe dumneavoastră, dragă președintă von der Leyen, alături de toți colegii dumneavoastră din Comisia Europeană. Vă mulțumesc mult! Cuvântul se oferă doamnă președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Vă rog! Thank you!
Mulțumesc foarte mult, dragă Maia, stimată doamnă președinte. Este o plăcere să vă revăd. Da, noi ne-am văzut la reuniunea Comunității Politice Europene săptămâna trecută. 6 luni în urmă a fost un summit special a Comunității Europene Politice aici la Chișinău și v-ați descurcat de minune. Pentru noi a fost un lucru firesc să venim aici în Moldova, să ne reunim aici în Moldova, pentru că inima europeană bate atât de tare aici. Moldova a demonstrat cât de europeană este și cât de profund angajată este să parcurgă calea sa de aderare europeană. Iată despre asta vreau să vă vorbesc astăzi aici. Cunoașteți că la începutul lunii noiembrie Comisia va prezenta raportul său anual cu privire la extinderea UE și va evalua progresele Moldovei în calitate de țară candidat. Această evaluare apoi va fi discutată la summitul Consiliului European din decembrie și aceste discuții vor avea un impact direct asupra viitorului dumneavoastră ca țară din UE și permiteți-mi să fac două remarci cu referire la această evaluare. În primul rând, faceți niște progrese extraordinare și sunt foarte impresionată să văd determinarea Moldovei de a merge înainte. Acest lucru se datorează de faptului că dumneavoastră sunteți lider în acest proces și oamenilor mărinimoși din Moldova. Într-al doilea rând, aș vrea să vă încurajez să participați activ în acest proces și puteți să o faceți doar dumneavoastră. Noi am analizat progresele dumneavoastră și acum este momentul să ne axăm și să faceți și mai multe eforturi pentru că este posibil. Moldova a parcurs deja o cale atât de lungă, în pofida multor obstacole, amenințărilor Rusiei asupra democrației, presiune asupra sistemului energetic, diferite lucruri legate de subminarea suveranității țării prin atacuri hibrid și altele. Am spus-o de multe ori că solidaritatea Uniunii Europene cu Moldova este de neclintit și acest lucru este susținut de acțiuni. Și aș vrea să menționez 5 lucruri. În primul rând, am acordat sprijin financiar fără de precedent, 1,2 miliarde euro din octombrie 2021 și bineînțeles că mai mult suport este pe drum și de asemenea aș vrea să menționez că vom 143 milioane euro suplimentare vor fi debursate în cadrul asistenței macrofinanciare și suportului bugetar și de asemenea vom susține gospodăriile vulnerabile din Moldova, așa cum am văzut testimonialele, mărturiile în acest video scurt. Planul nostru economic și de investiții de asemenea se implementează intens cu 900 de milioane euro fiind mobilizate care sunt investiți în competitivitatea afacerilor din Moldova și eficiență mai bună. Asta înseamnă facturi mai mici pentru energie, pentru cetățeni. Infrastructura va aduce mai aproape de noi, de exemplu, prin rețeaua transeuropeană pentru transport. Al treilea lucru, noi lucrăm la un pachet de măsuri concrete de sprijin pe care le-am prezentat aici în Moldova în luna mai. Împreună facem Moldova mai rezilientă în raport cu amenințările de securitate de tot felul. Până aici, Forțele Armate a Moldova a beneficiat de 87 milioane de euro în cadrul Fondului de Susținere pentru Securitate și lucrăm și la alt pachet de sprijin. Moldova, Forțele Armate au devenit principale beneficiari a facilității de pace. De asemenea, mă bucur foarte mult că misiunea de parteneriat în Moldova este operațională pe deplin și va fi un aliat crucial în lupta cu amenințările hibrid și amenințările cibernetice și bineînțeles că dacă vorbim despre securitate, se include și securitatea energetică și nu am uitat, într-adevăr, cât de grea a fost ultima iarnă, dar am reușit. Am stat unii alături de ceilalți, ne-am confruntat împreună cu provocările și le-am depășit. Asta este o mare istorie de succes care arată
iarăși cât de important este să fim alături unii de ceilalți. Iată de ce este atât de important ca Moldova acum să poată să participe în platforma noastră comună de achiziționare a gazului. Asta permite tuturor celor 27 de state membre, împreună cu Moldova, Ucraina, Norvegia și Serbia, să asigurăm furnizările de gaz și să negociem prețuri bune. Și în final, pe o notă foarte practică, într-adevăr, vom începe să scădem prețurile la roaming între UE și Moldova de la 1 ianuarie. Lucrul ăsta mi-a fost foarte drag, va face călătoriile mai ușoare și este o extraordinară modalitate de a aduna oamenii la oaltă, odată ce ei călătoresc în, prin Uniunea Europeană. Și am găsit o modalitate de a scoate taxele, de a elimina taxele pentru Moldova, de exemplu, noi vrem ca să participați în aceste programe. Horizon Europe este un program sau mecanismul de protecție civilă a UE. Noi ne bucurăm foarte mult și ne mândrim că v-ați alăturat. Avem nevoie de dumneavoastră acolo. Și, bineînțeles, și fondul de conectare a Europei. Dragă Maia, dumneavoastră, ați demonstrat că viitorul dumneavoastră este în Uniunea Europeană. Ați susținut valorile, cele care ne-s dragi nouă, democrație, libertate, solidaritate. Cel mai recent, dumneavoastră ați salutat vecinii din Ucraina pe care i-ați adăpostit de război. Dumneavoastră jucați un rol vital în căile de solidaritate ca să aducem lucruri, să scoatem lucruri din Ucraina și, într-adevăr, investiți în regiuni ca ele să dezvolte centre moderne cu spații moderne și ați arătat încă o dată că Uniunea Europeană poate să conteze pe dumneavoastră. Bravo! Eu mă bucur că sunteți alături de mine. Haideți să continuăm să muncim la fel de bine și aștept cu nerăbdare să vă salut ca un membru de plin al comunității noastre. Întrebări pentru fiecare oficial. Câteva întrebări pentru doamna von der Leyen. Stimată doamnă, există un consens larg și unanim printre liderii Uniunii Europene la Uniunea Europeană. 2030 este un real. Public Moldova. I got it. You got it. Yeah. Da, vă mulțumesc. Procesul de aderare este un proces care se bazează pe merite. Este foarte important să specificăm lucrul ăsta. Și Moldova a demonstrat în ultima lună cât de determinată și cât de rapid Moldova avansează pe calea reformării țării și apropierii acestea de UE. Adică nu există un termen fix. Este un proces bazat pe merite. Cei care într-adevăr muncesc din greu pot să adere mai devreme și, cum am spus, Moldova în ultima lună am fost impresionat să vedem progresele. Cevierul postul public de televiziune, întrebarea mea este pentru doamna von der Leyen. Cum credeți că Uniunea Europeană poate să asigure ca parcursul Republicii Moldova să nu fie deturnat de Rusia, mai ales în contextul iernii care se apropie? Eu cred că în ultima iarnă noi am arătat, am demonstrat că prin faptul că suntem alături atunci când ne confruntăm aceste provocări, am avut șantaj foarte mare din partea Rusiei. Ne-au întrerupt alimentarea cu gaz nouă, dumneavoastră, și asta a stârnit o criză energetică majoră. Să nu uităm că anul trecut, vara, prețurile erau de 10 ori mai mari decât sunt acum. Acum sunt la nivelul anterior. Astăzi suntem alături, am arătat solidaritate, foarte mult am lucrat, foarte
foarte mult să diversificăm furnizările din Rusia. Prietenii ne-au fost alături, cum este, de exemplu, Norvegia. Noi am investit foarte mult în energie regenerabilă. Anul trecut, Uniunea Europeană pentru prima dată a produs mai mult electricitate de la soare și vânt decât din gaz. Dar cel mai important este solidaritatea. Faptul că am fost împreună ne-a permis să trecem peste această criză cu succes. Iată de ce răspunsul este să arătăm ce poate face democrația, ce poate face libertatea, ce poate face solidaritatea, să arătăm valorile adevărate ale UE și tot ce pot face astea. Este important să demonstrăm oamenilor că este un lucru mai bun pe care ei pot să-l aleagă. Iată de ce eu sunt foarte sigură că oamenii au din ce alege. Sandu, vrem să știm câte din cele nouă condiționalități sunt îndeplinite până astăzi, la care avem încă restanțe și suntem în urmă, dar și dacă este real să le îndeplinim până la sfârșitul acestui an ca să începem negocierile de aderare la UE. Mulțumesc! Eu cred că noi să avem răbdare să așteptăm raportul Comisiei Europene din noiembrie și să vedem o evaluare obiectivă a eforturilor noastre. Altfel, sigur că noi știm care sunt domeniile pe care trebuie să continuăm să lucrăm și pe care lucrăm. În primul rând, aceste eforturi țin de reforma justiției, de lupta împotriva corupției, de eforturile noastre de deoligarhizare sau de eliminare a celor vulnerabilități care în trecut au dus la capturarea statului de către grupări de interese. Și noi suntem angajați în acest proces în pofida impedimentelor pe care le întâlnim și în pofida rezistenței pe care o vedem în fiecare zi din partea unor oameni prost intenționați din sistem. Noi continuăm să lucrăm și până la raportul din noiembrie și după raportul din noiembrie și evident apreciem ceea ce a spus doamna președintă astăzi, pentru că am auzit o apreciere a eforturilor noastre, dar suntem determinați să facem totul, să facem totul la timp, așa încât să putem să mergem cu încredere pe această cale pe care am ales-o și care, repet, nu este doar o decizie politică, dar este singura opțiune prin care noi putem să ne consolidăm și să ne păstrăm democrația. Vă mulțumim, evenimentul a luat sfârșit. Poza comună, vă rog. Thank you, my-